Hematologia este o ramură a medicinei care se ocupă cu diagnosticul și tratamentul afecțiunilor sângelui, dar și a organelor hematopoietice. Și aici vorbim despre măduvă osoasă, despre ganglionii limfatici, despre splină și așa mai departe. Hematologia cuprinde în mare două ramuri. O parte neoncologică și o parte oncologică. Din primul grup putem aduce aminte că cel mai frecvent motiv pentru care pacientul se prezintă la medicul hematolog este anemia. Anemia de diverse etiologii pe care pacientul o depistează la efectuarea unei hemograme de control de cele mai multe ori. Însă, pe lângă aceasta, pacientul se prezintă și pentru alte modificări la nivelul hemogramei, cum ar fi trombocite mai puține, unde putem diagnostica o purpură imună primară, sau diverse modificări de genul leucocite mai multe, mai puține și așa mai departe. Din grupul afecțiunilor oncologice, oncohematologice, aici trebuie să vă spun că de regulă ele apar în apar brusc, în plină stare de sănătate, au o evoluție destul de rapidă și, din păcate, nediagnosticate la timp pot fi fatale. O să amintesc aici despre cunoscutele leucemii acute, cronice, despre limfoamele Hodgkin, non-Hodgkin, și anume mărirea în volum a adenopatiilor, despre care o să intrăm în amănunt despre diverse boli mieloproliferative, despre sindrome mielodisplazice, mieloame multiple și multe altele. De obicei sau de regulă, diagnosticul afecțiunilor hematologice necesită efectuarea unor manevre speciale și anume puncția medulară sau puncția aspirat medular și biopsia osteomedulară. Aceste manevre sunt niște manevre minim invazive, se efectuează cu ajutorul unor AC mai speciale, cu anestezie locală, bineînțeles, de la nivelul locului recoltării, locul recoltării care poate fi stern sau creasta iliacă posterioară și anume osul șoldului. După efectuarea acestei anestezii se prelevează proba necesară. În cazul aspiratului medular vorbim de o mică probă de suc medular, iar în cazul biopsiei osteomedulare de un fragment osos. În ceea ce privește biopsia osteomedulară, ea este necesară atât pentru diagnosticul afecțiunilor hematologice, dar și pentru stadializarea lor și răspunsul la tratament. De regulă, pacientul se prezintă în cabinetul de hematologie atunci când apar semne și simptome care pot sugera apariția unui, unei boli hematologice: și anume transpirații profuze nocturne, astenie fizică marcată, sângerări sau echimoze, popularele vânătăi ce pot apărea spontan sau la o traumatisme minore. Mărirea în volum a adenopatiilor localizat, generalizat, sau febră, o febră care poate apărea neavând ca și factor etiologic o infecție. La OCH pacientul beneficiază de toate manevrele necesare diagnosticului stadializării și tratamentului afecțiunilor hematologice. Pot să vă spun că în cazul afecțiunilor oncohematologice este un tratament de lungă durată, este un tratament adaptat în funcție de nevoia pacientului, în funcție de comorbidități și în funcție de starea de sănătate.